ACS Media și-a câștigat și cel de-al doilea joc oficial din campionat disputat în acest an, primul în fața propriilor suporteri. Medieșenii au învins ACS Păltiniș Rășinari cu 2-1, după ce la pauză a fost 1-1. Gruparea de pe Târnava Mare a reușit să deschidă repede scorul în partida disputată sâmbătă trecută pe terenul Sparta. În minutul 4 al confruntării, atacantul Cristian Pașco a modificat pentru prima dată tabela cu cea de-a 26-a reușită stagională. Formația vizitatoare nu a cedat lupta și a reușit să egaleze, astfel că scorul înregistrat la pauză a fost egal, 1-1. Repriza a doua a fost una de luptă, iar formația gazdă a reușit să-și apropie victoria în finalul jocului. În minutul 75, mijlocașul Claudiu Morariu a marcat golul de 3 puncte pentru formația sa. În urma succesului obținut pe teren propriu, în compania formației din Rășinari, ACS Media și-a bifat a 15-a victorie consecutivă în campionat și ocupă în continuare prima poziție a clasamentului seriei din Liga 4. În etapa următoare, programată la sfârșitul acestei săptămâni, va avea loc derbiul local dintre Sparta și ACS Mediaș.